urmă cu mai bine de un sfert de secol, la data de 23 octombrie 1998, trecea la cele veșnice Silviu Stănculescu, 1932-1998, actor de teatru, film, radio și televiziune. Din 1960, timp de mai bine de 3 decenii, a fost distribuit în aproape 50 de producții cinematografice și de televiziune. Apoi s-a stabilit pentru eternitate în figura 121 a cimitirului Belu Ortodox. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace.